24 aprilie 2024, zi de lună plină, o lună plină de aprilie foarte aglomerată. Luna plină în Scorpion din 24 aprilie 2024 este prima lună plină după coridorul eclipselor, care a durat o lună întreagă. Acum că am trecut prin ochiul furtunii și am luat niște decizii importante, luna plină va aduce o curățare emoțională care va ajuta la reflectarea acestui nou mod de a trăi. Luna plină în Scorpion va atinge apogeul miercuri, 24 aprilie 2024, la ora 2:49 de minute, ora României. Sensul spiritual al lunii pline. În fiecare lună, luna călătorește prin toate cele 8 faze lunare, aducând schimbări mici, dar puternice, în energia vieții noastre de zi cu zi. Fiecare fază a lunii are o semnificație specială, iar luna plină lunară este momentul în care acest ciclu atinge punctul cel mai plin și mai luminos, ceea ce îi conferă o putere atât de mare. În timpul lunii pline, emoțiile sunt mari și s-ar putea să ne simțim mai conștienți sau mai clar cu privire la sentimentele și situațiile care ne provoacă confuzie sau stres. Acest timp este bun pentru evidențierea zonelor din viața noastră care necesită atenție sau rezolvare, precum și pentru a dezvălui informații care ne pot ajuta să luăm decizii mai consecvente. Luna plină este un moment pentru a reflecta asupra trecutului și a curăța vechiul pentru a face loc noului. La ce să ne așteptăm de la luna plină din aprilie în Scorpion? Ciclul lunar urmează de obicei un model previzibil, ghidându-ne prin fluxul și refluxul emoțiilor noastre. Dar astrologia de luna trecută ne-a aruncat într-o fundătură, perturbând semnificativ ritmurile noastre obișnuite. Înainte de a putea îmbrățișa pe deplin vibrațiile de împământare și stabilizare ale sezonului Taur, care a început cu câteva zile înainte ca luna plină să ne bucure pe 24 aprilie, va trebui să ne confruntăm cu unele cauze profunde ale traumei noastre care vor aduce o transformare și mai mare. Și dacă nu ar fi de ajuns, Mercur, în ultimele grade ale călătoriei sale retrograde de 3 săptămâni, ne va oferi o ultimă șansă de a tăia firul care ne leagă de trecut. Între aceste două schimbări cosmice se află luna plină din această lună și creează mai multe aspecte fatidice. Iată la ce să ne așteptăm. Un careute dinamic va provoca tensiune și lupte pentru putere. În timpul lunii pline în Scorpion, Soarele și Luna formează un puternic careute cu Pluto învărsător, adăugând condimente energiei zilei. Un careute este un model de hărți astrologice care apare atunci când două planete se opun, în timp ce o a treia planetă se află într-un careu la vârful modelului. Atât opozițiile, cât și careurile sunt considerate aspecte dificil de gestionat, ceea ce înseamnă că opoziția dintre inimile noastre, soarele, emoțiile noastre, luna și moartea egoului, Pluto, luptă pentru control. Luna plină din această lună ne face să căutăm un sentiment de stabilitate și securitate după ce un sezon nebun de eclipsă care ne-a zdruncinat fundațiile. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne confruntăm cu frica care ne reține. Pluto învărsător distruge iluziile și fricile. Pluto învărsător joacă un rol important la luna plină din această lună. Acest distrugător ceresc se află în vârful careului tensionat în timpul lunii pline, făcând conflictul dintre soare și lună mai exploziv decât de obicei. Fiți pregătiți să vă simțiți în conflict între dorința voastră de succes lumesc, securitate materială și chemarea voastră de a trăi un stil de viață mai intim și mai autentic din punct de vedere emoțional. Pluto învărsător obligă colectivul să examineze credințele sau ideile false despre ei înșiși care nu se bazează pe realitate. Temerile apar adesea din iluziile noastre false care ne împiedică să ne atingem întregul potențial. Luna plină din această lună oferă o oportunitate de a risipi aceste miraje și de a ne apropia de adevăr. Rara conjuncție Jupiter-Uranus vrea să ne elibereze. Luna plină a lunii aprilie în Scorpion are un alt as în mânecă datorită alinierii cerești rare a lui Jupiter și Uranus în aceeași zi. La fiecare 14 ani, planeta norocului se conectează cu planeta libertății radicale pentru a ne ajuta să depășim barierele și să descoperim teritorii neexplorate în interiorul nostru. Dacă lucrurile par să se schimbe, este pentru că planetele ajută la îndepărtarea granițelor și limitărilor care ne-au reținut. Ne răzvrătim împotriva sistemelor, situațiilor și relațiilor care beneficiază de lipsa noastră de încredere în sine. Când Jupiter se aliniază cu Uranus, poate avea loc un nou tip de transformare a sufletului. Este timpul să visăm la noi oportunități care anterior nu ne-au fost disponibile.
Mulți dintre noi știm că luna plină este un punct turbulent al oricărei luni lunare, când subconștientul nostru este activat, unde suntem obișnuiți să aruncăm tot ceea ce nu vrem să înțelegem, să lucrăm, să realizăm, ceea ce visăm să uităm pur și simplu și să nu ne amintim. Dar nu pleacă nicăieri, ci se înmagazinează, se acumulează în straturile cele mai adânci ale psihicului nostru și, cu orice ocazie, când puterea rațiunii este cât de cât redusă, izbucnește, privându-ne de adecvare, obiectivitate, armonie, smulgându-ne măștile sociale digerabile, pe care obișnuiam să le purtăm și să le arătăm lumii. De aceea se spune că la lună plină fiecare demonstrează cu ce este umplut cu adevărat. În timpul lunii pline, emoțiile noastre cresc de mai multe ori, ne inundă mintea, încep să ne controleze, mai ales în timpul unei luni pline ca acum, când luna se află în cel mai dificil semn pentru ea însăși, în Scorpion, care este locul căderii sale, și, de asemenea, în cea mai intensă relație, aspect de cuadratură cu Pluto, planeta care conduce lumea interioară. Ce zici de asta ca fiind înfricoșător? Ei bine, sunt sigur că nivelul de conștientizare din noi va fi la cote maxime în această perioadă și este puțin probabil să uităm de acest moment dificil și să fim vigilenți. Așadar, pe 24 aprilie 2024, ne așteaptă o lună plină foarte intensă, care va activa axa Scorpion-Taur. În plus, soarele va fi în gradul stelei Șeratan, inclusiv activând-o. Dar să vorbim despre totul în ordine. Singura configurație care va fi formată de soare și lună în momentul lunii pline, opoziția sorilor nopții și zilei, va fi un careute, în vârful căruia va fi Pluto. Aceasta este o figură cerească foarte puternică, rău intenționată și, cel mai important, periculoasă. Asta înseamnă că pe 24 aprilie trebuie să fim cât mai atenți, atenți și atenți posibil, să stăm departe de locurile cu risc ridicat și de mulțimile mari de oameni. Ar fi bine să nu plănuim nimic pentru această zi care ar putea fi chiar foarte periculoasă. Nu intrați în necazuri, stați departe de oameni bolnavi, inadecvați, dezechilibrați, toxici sau agresivi, amintindu-vă că în această zi mulți pot avea mari probleme cu raționalitatea, că ceva care a fost ascuns acolo de mult timp se strecoară din interiorul ființei umane, până la urmă, cine știe cu ce fel de murdărie s-a umplut o persoană. Așa că amintiți-vă de zica la, Dumnezeu îi protejează pe cei care sunt atenți. Cum acțiunea lunii pline începe cu mult timp înainte, la nivel mondial, în perioada lunii pline, care durează aproape o săptămână, 3 zile înainte de luna plină și 3 zile după aceasta, se pot produce evenimente luminoase, tulburătoare, asociate cu agravarea conflictelor existente, atât politice, cât și militare. Astfel că zonele de război și cele apropiate acestora au toate șansele să fie foarte periculoase. Se poate pătrunde acolo unde era deja subțire, provocând vreun accident uriaș, o catastrofă. Pe scurt, ceea ce a fost difuzat, prezis, exprimat în unele probleme, dar la ceea ce a fost închis cu perseverență ochii, nu a fost corectat, nu a fost peticit de găuri, se poate simți foarte tare, cu putere și pe suprafață mare. La nivel personal, putem fi bombardați tocmai din punct de vedere al emoțiilor, care vor fi rezultatul unor procese subconștiente intensificate, impulsuri mentale izvorâte din probleme și complexe nerezolvate, conflicte intrapersonale neprocesate, temeri și nemulțumiri, traume și dezamăgiri netrăite. Ce pot să spun, conștientizarea și capacitatea de a ne controla ne vor ajuta. Deci, să verificăm cum ne descurcăm cu reținere și autocontrol, dacă trebuie să îmbunătățim aceste calități. Și, de asemenea, împrejurările acestei zile ne pot demonstra propriile noastre slăbiciuni, trăsături negative, zone de dezvoltare, în general, tot ceea ce este împovărător și dureros, care, ca un absces, necesită atenție și curățare. Și cel mai important, fiți extrem de atenți în această perioadă, amintindu-vă de urgența și pericolul momentului. Ei bine, ca o cireșă pe tort, vă voi spune despre steaua Șeratan, care cu energiile sale se potrivește foarte organic în această lună plină. Permiteți-mi să vă reamintesc că soarele o va porni, crescându-i astfel puterea de mai multe ori. Aceasta este o stea foarte dublă, are, în mod condiționat, doi poli, două căi, iar calea pe care o luăm va depinde de nivelul dezvoltării noastre, în primul rând spiritual, precum și de alegerea noastră. Pe de o parte, Șeratan dă nevoia de adevăr și dreptate. Pare bine, dar cum se va realiza acest lucru este întrebarea. Pe de altă parte, poate intensifica conflictele, inclusiv cele militare, și poate crea pericole asociate cu agresiunea fizică.
este capabilă să trezească o asemenea hotărâre atunci când, de dragul a ceea ce își dorește, o persoană, oameni sunt capabili să se dea peste cap, ghidați de lozincile, scopul justifică mijloacele și învingătorii nu sunt judecați. Bipolaritatea acestei stele sugerează că la un pol există curaj, iar la celălalt, aroganță, lipsă de principii și cruzime. Pe scurt, Sheratan ne pune în fața unei alegeri, dându-ne șansa fie de a întări și de a manifesta începutul nostru strălucitor, dacă este cazul, fie de a ne bălăci în întuneric. Vreau să cred că la un moment dat vom alege calea cunoașterii și dezvoltării, calea luminii și a adevărului bun, așa că fiecare dintre noi va face alegerea corectă dacă întâlnim una. În timp ce taurul se ocupă de materie, valori personale, bunuri materiale, proprietate și securitate, scorpionul guvernează distrugerea formei, posesiunile comune, schimbarea și transformarea. Soarele în taur încurajează fericirea în lucrurile simple, tangibile din viață, în timp ce luna în scorpion ne atrage atenția asupra complexității, lucrurilor intangibile și secretelor, asupra cioburilor ascunse ale fostelor civilizații puternice, contactul cu lumea invizibilă. Luna plină îl vizitează pe războinicul Marte și pe conducătorul lumii morților, Pluto, care nu lasă timp pentru îndoieli, temeri și ezitări. Decizia luată pe această lună plină va închide simbolic ușa fricilor noastre și va corecta greșelile făcute în timpul ultimei luni noi. Neglijarea oricărui capăt al axei stăpânirii materiei și spiritului se va întoarce fără îndoială asupra noastră. În mod ideal, ar trebui găsit un echilibru între cele două energii și asta ne cheamă luna plină să facem. Această lună plină se referă la proiecția emoțională. Ceva s-a acumulat în interiorul nostru, probabil de natură profund personală, intimă, iar acum a sosit momentul când energia cosmosului cere pe bună dreptate să o eliberăm. În următoarele două săptămâni vom afla ce înseamnă această acțiune cosmică pentru noi. Nu putem sta pe sentimentele noastre acum, trebuie să le exprimăm. Luna plină luminează acest conflict între adunare și împărțire. Când luna este plină și strălucitoare pe cer, o iluminare simbolică are loc în propriile noastre vieți. Și răspundem la întrebarea, la ce oră suntem? Aceasta este o perioadă simbolică pentru a strânge pietrele pe care le-am împrăștiat în trecut. Cu toate acestea, aceste noi sentimente și revelații sunt de natură emoțională, deoarece emoțiile pătrund în conștiința noastră. Este timpul să ne exprimăm și să ne eliberăm de stresul eclipselor. Desigur, merită să fim precauți în a face acest lucru, știind că ceea ce vine de la noi este nou și nu este încă deosebit de rațional. Lunile pline scot la iveală probleme care există deja, dar cu care nu ne-am ocupat încă. Acest lucru este indicat de presiunea venită de la Pluto în diagrama cu lună plină. Pluto ne va face să privim lucrurile mai în serios și să ne grăbim să plătim datorii, în lumea materială și în cea spirituală. La scară globală, acestea sunt probleme de supraviețuire și competiție în tehnologiile progresive care sunt dezastruoase pentru civilizație sub patronajul lui Saturn, Pluto și Marte. Datorită influenței atât de puternice a lui Pluto asupra datelor apropiate de luna plină, așteptați-vă la o retorică sporită legată de problemele nucleare, războaie spațiale, subiecte despre răspândirea infecțiilor și laboratoare bio, dezastre provocate de om în aer și apă, inundații, explozii și vor apărea incendii și escaladarea conflictelor. Se știe că Pluto reprezintă oameni puternici, influenți, asociați cu băncile și chestiunile cu bani mari. Este greu de spus cine va trage sforile, deoarece Pluto se află în domeniul corporațiilor globale și al inteligenței artificiale. Dar noi? Cineva din exterior poate dori să pună presiune asupra noastră sau va avea loc un eveniment care nu poate fi controlat, sarcină care va trebui rezolvată de urgență. În general, va fi legat de probleme de rambursare a tuturor tipurilor de datorii, probleme de prietenie și dușmănie, relații apropiate, relații cu băncile, organizațiile de credit și resursele comune. Avem convingere și tenacitate și suntem gata să facem schimbările necesare, dar poate exista o anumită tensiune și poate temeri sau rezistență asociate cu noile noastre realizări, descoperiri și vise, atunci când luna îl îndreaptă pe Pluto. Pluto încareu un semnul vărsător cu soarele în taur și luna plină în scorpion. Acesta este un semn puternic pentru toată lumea că a sosit momentul să acționeze și că așezarea pe o peluză verde sub soare în taur nu va funcționa. Va trebui să lucrăm profund asupra noastră, să trecem prin transformare, pentru a nu suferi înfrângere în viitor. Nu renunța!
Personalitatea ta poate deveni mai puternică și mai dominantă și vei fi mai greu de împins. Vei fi văzut ca fiind puternic, de încredere și statornic, iar unii ar putea încerca să te antagonizeze, dar vor eșua. În cele din urmă, această lună plină poate fi cea mai inspirată perioadă vreodată și vei putea să găsești acea forță interioară care te-a ocolit și te vei simți confortabil, în interior și în exterior.